experiență? Da, da, dar nu au experiență. Deci, cei vârstnici deci n-au experiență, acum au cei tineri. Da, pentru mandatul următor, cu ele-s vindeți. Că dacă nu v-ați mandat ăsta, cum nu v-ați. E la mod, dar nu știu. Haideți, deci s-au făcut două propuneri, da? Domnul Crânceanu a făcut... Domnul Crânceanu a fost propus, da, de către domnul Cucu, eu așa am auzit. Da. Și dar mai bine noastră să nu pot supera domnul. Nu se să doar pentru astăzi. Pentru astăzi. Astăzi când îl locuiește pe Florin. Păi astăzi este locuit de domnul președinte astăzi. Deci domnul deci articolul 47 al meu cu 3 din legea 205 și menționează că dacă președintele lipsește, se înlocuiește cu votul majorității consilierilor prin votări de consiliu. Deci pentru astăzi noi discutăm. Pentru că este ședința ordinară. Luna viitoare alegem așa. Nu, deci eu două sunteți de acord cu propunerea cu domnul Grânceanu, da? Nu că ți-am fost spune să-i spune să-i spune să-i spune. Unanimitate, da? Ceva a fost să-i fi împotriva domnului Apostol. Așa. A fost o declinare. Și trebuie să Aș vrea înainte de a supuneți la ordinea de zi să discutăm despre procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă sunteți de acord să-l supunem la vot, cine este pentru, cine este contra, cine se abține. Unanimitate. Deci unanimitate de voturi. Acum, acum să supunem la vot. Da? Suplimentată, da? Suplimentată. Știți, pășură. Avem un punct pășură. Da. Supunem la vot ordinea de zi, pe care cred că ați citit-o toată lumea. Avem, în schimb, suplimentat un punct la punctul 26, care a fost discutat în toate comisiile. Și anume, e vorba de o închiriere a unei suprafețe de pășune de 26 de hectare, la prețul stabilit anterior, în ședințele anterioare, tot de 200 de lei hectare. Și cam atât. Deci cine este pentru ordinea de zi? Se abține cineva? Împotrivă? În unanimitate s-a aprobat ordinea de zi. Primul punct. Aș vrea să fim cât se poate de sumar, să dureze puțin, pentru că cred că toată lumea e interesată. Toate punctele au fost discutate pe ședințe. Nu am avut obiecțiuni decât foarte puține sau deloc. Și aș încerca să plec cu punctul 1, să supun spre aprobare sau să... Discuții. Spre discuții. Dacă avem la punctul 1, știți că este vorba despre 106 metri pătrați situații în buși pe strada Libertății, prin care se solicită o cumpărare, o apropiere, completări de, prin vânzare directă, dacă începe, sau cu vânzare cu licitație. Și dacă aveți ceva de obiectat la punctul 1? Domnul Apostol? Acolo au funcționat mai multe activități. Uiteți. În cauză este o suprafață care constituia, sau a fost foarte mult timp, acces pentru toate unitățile acolo din Micelbe. La ora actuală, dumneavoastră ați invocat în material vânzare pentru licitații publice deschise cu strigare a unui imobil, dar ca suport legal invocați HCR 70/27 a 4-a 2017, care se referă la urbanizarea terenului intravilane închiriate sau concesionate. Care, pentru care se vând avem capitol separat în hotărârea regulamentului. Ați invocat. Ori ați invocat la grămadă să umpleți pagina.
Este capitol separat, domnul Apostol. Cu vânzarea de licitații, dacă o să știți regulamentul. Da. Cert este că în comisie eu nu am fost lămurit dacă concesionarea sau vânzarea acestui teren, care era o față de tranzit, nu afectează pentru un potențial beneficiar al zonei. Acolo am înțeles că este același proprietar cu spațiile. Eu încă nu am fost amurit, cunoscând situația de acolo, încă nu am fost amurit, dacă nu ne trezim cu ceva neregulă. Trebuia să prezint un plan al zonei. Nu am văzut. Un plan de situație? De situație a zonei. Să mă convinc că proprietarul ăla de altul. Este la dosarul de evaluare, este și planul de situație, altfel nici nu puteam, și la documentație. A fost o servitute de trecere și conform legislației, nu a fost știți foarte bine, chiar dacă și proprietar cu o suprafață de pământ. Nu, și apare o nelegire sau există un alt proprietar, se poate trece... A avut rol de servitude. A avut loc de servitude. Da. Și eu am întrebat, și ce au spus 46 metri, care la fel era primăria, unul cu cei care s-a gândit tot în zona. De ce a rămas agățat de parcelile astea? De ce a rămas agățat? Deci nu s-a impus atunci când a ajutat cineva cu împărarea. Să spunem că la noastră cei mai sunt 46 metri, nu e un impus, da. Să înțelegem că dumneavoastră, așa cum ați făcut și la Comisia de Specialitate, vă rețineți sau nu vă stați rețineți? Supunem spre aprobare punctul numărul 1. Da, doar să precizăm, la prețul de 5.618 lei pe total suprafață, deci 53 de lei pe metru pătrat, așa a stabilit Comisia Economică. Da? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci avem o abținere a domnului Apostol, da? Punctul numărul 2. O chestiune similară, doar pentru o suprafață de 46 de metri. Tot așa, o completare? 46 plus 46, da. Chestiune similară, pentru completări de niște colțuri. Știți că la multe proprietăți și în ședințele anterioare, prin fundul grădinii, până știu, măsurătorile au fost făcute mai mult sau mai puțin corecte. Tot la fel, trebuie să precizăm prețul, 6.440 de lei pe total suprafață, adică 92 de metri pătrați, 70 de lei pe metru pătrat. Dacă, tot Comisia Economică. Da, dacă sunt obiecțiuni, cred că aceleași obiecțiuni ale domnului Apostol Mubarabre și pentru punctul 2. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă se abține cineva, deci abținerea domnului Apostol. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind constatarea că aparține domeniului privat al localității bunului imobil, terenița Vilar cuprinsă în limitele îngrădite de proprietate găsită în plus la măsurătorile cadastrale față de actele de proprietate în suprafață totală de 614 metri pătrați, situat în strada Găzării numărul 27, cu carte funciare, cu toate celelalte, deci ceea ce spuneam și înainte. Dacă aveți de făcut obiecțiuni, cine este pentru? La limitate, deci nu se abține cineva? Nu, la limitate, deci mare rost să întrebăm cine se abține sau împotrivă. Punctul 4. Privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a localității, precum și întocmirea documentației de cadastru de notare și în cartea funciară și de publicitate imobiliară a documentației de evaluare pentru concesionarea directă a terenului în suprafață de 32 de metri pătrați situat în întravelanul orașului Luș, strada Republicii numărul 1, în imediata vecinătate a clădirii proprietatea numiților Ilisei, Oana și Daniela, fostă Dedu, Oana și Daniela și Ilisei Răzvan Gabriele, vederea extinderii spațiului comercial, inițiator primarul orașului Buhuș. Punctul a fost discutat pe comisii. Dacă mai aveți de făcut completări, dacă nu, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotriva?
se abține cineva? Nu. În unanimitate, dăm drumul și punctului 4. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei prevăzută în contractele de concesionare încheiate între Consiliul Local Buhuș și persoanele juridice beneficiare ai investițiilor realizate pe terenurile concesionate situate în intramural orașului Buhuș din strada Libertății numărul 36, vorba de platforma industrială Buhuș, obținute prin hotărârea de guvern numărul 340 din 2005. Inițiator, domnul primar al orașului. S-au discutat cu comisie, dacă mai aveți de făcut ceva completări. Dăm cuvântul domnului Roca. Fac această precizare, deși nu face procesele pentru că spus în Comisia Economică, însă aș vrea să fie considerat în procesul verbal de ședință. Vă rog, notați. Am spus în Comisia Economică, este necesar instituirea unei comisii formate din aparatul domnului primar și consilieri locali, care să lucreze la elaborarea unui regulament pentru vânzarea construcțiilor aflate în concesionare. Așa încât, ulterior, să putem să ne prevalăm de hotărârea 70 invocată de domnul meu, să putem vinde terenurile aflate în concesiune. Așa încât, numai la o primă vedere, acum se adună un hectar jumate aproape, dacă s-ar fi vândut la un preț mediu de metru pătrat, iată că s-ar fi obținut aproximativ 5 miliarde noi bani pe care Consiliul Local, 5 miliarde vechi, mă scuzați, Consiliul Local i-ar putea folosi, printre altele, și la, eu știu, recuperarea unor terenuri, pentru a fi reamenajate și reintroducerea lor într-un circuit economic benefic atât mediului de afaceri local, care nu poate fi decât privat, ca mediul de afaceri, de activitate economică nu mai există în acest moment decât mediul, asigurat de mediul privat, și benefic și pentru Consiliul Local. Așa încât putem asigura predictibilitate mediului de afaceri, dar și un cadru modern pentru desfășurarea activităților publice. Mulțumesc! Cred că e bine venită propunerea domnului Bojocaru, dacă o să fie și menționată în procesul verbal, să ținem cont de ea la următoarele ședințe, când se vor ridica probleme legate de plădirile respective. Dacă mai sunt alte obiecțiuni, dacă nu, să supunem la vot cine este pentru. Împotrivă cineva? Se abține cineva? Facem și mențiunea că e vorba de relativ un an de zile concesionare, da? Scrie în proiectul de hotărâre și dar am menționat ce să cunoașteți sau poate spune. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre primind constatarea că aparține domeniului public imobiliar sau teren de ciclădiri, complex sportiv, marginea stadionului Mai, în suprafață de 1726 metri pătrați, situată în orașul Buhuș, strada Magina, precum și întocmirea documentației de cadastru, de notare, de carte funciară și de publicitate imobiliară a documentației de evaluare pentru închirierea prin licitație publică, cu strigare în vederea desfășurării de activități sportive, inițiator fotbal sau poate alte activități, domnul primar. Nu cunosc rezultatul pe ședințe, dar s-a discutat. Dacă mai aveți de făcut ceva obiecțiuni. Deci toată lumea este de acord, o să încercăm să o spartem. Cine este pentru? Împotrivă cineva? Se abține? Cineva nu. Nu are unitate de voturi, a trecut și punctul 6. De la punctul 7. Un proiect de hotărâre privind numirea unei persoane responsabile în orașul Buhuș, care va ține registrul de evidență a datoriilor publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale a unităților administrativ-teritoriale. Am înțeles că este vorba de doamna Murărescu Elena. Dacă aveți de făcut o specificație sau obiecțiune, da? Dacă nu, supunem spre vot. Cine este de acord? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuție. Aici aș vrea să mergem un pic mai repede, pentru că sunt vreo câteva puncte care vizează aceeași problemă. Deci contul de execuție pentru clubul sportiv Halba Handball Club, Bubuș. Pentru trimestrul întâi. Mergem? E cineva împotrivă? Nu. Cine este pentru? Mulțumim. Punctul 9. Unanimitate de voturi. Cred că cine întocmește procesul verbal are în atenție să specifice treaba asta. Punctul 9. Contul de execuție pentru trimestrul 1 la școala gimnazială Ștefan cel Mare. Sunteți de acord? Cine este pentru? Eu am o remarcă. Remarca e valabilă pentru toate școlile, cât și pentru rectificări, hotărârile care prevăd rectificări bugetare. Deci, analiza acestor exerciții bugetare se face în virtutea autonomiei școlilor. Da? Autonomia presupune guvernare după legi proprii. Asta înseamnă, practic, autonomie. Așa că aceste școli ar putea să-și elaboreze un cadru legal propriu, mai bine spus, un regulament, da? Care să le facă posibilă valorificarea la un mod superior al activelor aflate în folosința lor. Spun acest lucru pentru că, totuși, imaginea școlilor și a ce există în jurul școlilor depinde de puterea managerială și susținința acestor manageri și a consiliilor de administrație a școlilor. Ba mai mult, revin cu ideea ca grupurile de adolescenți care vor să-și desfășoare activități sportive de grup, da, sportul în echipă, să poată fi primiți gratuit pe aceste terenuri, pe bazele sportive ale școlilor, așa încât, duminica când vedem parcurile aglomerate, să vedem că parcurile sunt ocupate de cei care vor să relaxeze, să odihnească, nu sunt derularea unor activități sportive. Da? Atât. Mulțumesc. Da. Mai are cineva de indicat o problemă? Dacă nu, se supunem spre aprobare punctul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Eu. Mulțumesc. Nu s-a abținut de următoarea. Vă abțineți la propunerea mea? Da. Ești contabil la... Da. Da. Lăsați să vă păr de partea... Da. Da. Păi da. Da. Era până la omul. Nu m-am făcut să le cine e de acolo. Cum? Că la răspunsul? La răspunsul. Ia trebuie să trebuie să trebuie să trebuie Punctul 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului școlii gimnaziale este la cel mare. Doamna directoare Popa Pop ne-a explicat pe comisie să... Dacă mai sunt depus întrebări sau eventual adăcut observații, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Abțineri? Doamna, face parte din... Da. Deci, mergem mai departe, punctul 11. Proiectul totului privind aprobarea contului de execuție și exercițiul financiar sau bugetar. Pe trimestrul 1 al școlii gimnaziale Mihai Andrei. S-a discutat pe comisii. Avem de făcut obiecțiuni. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Doamna? Ce noroc pe dumneavoastră, să vă abțineți la tot. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului școlii gimnaziale Mihai Andrei pentru 2018. S-a discutat pe comisii. Dacă mai avem obiecțiuni, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, se abține cineva? Tot doamna Costa. Da, e bine venit acolo atunci. Punctul 13. Privind scăderea din evidențele fiscale a unor debite de plată, amenzi de circulație, alte sancțiuni pentru contribuabile persoane fizice decedate în cursul anilor 2015-2018. S-a discutat pe comisii, dacă aveți de făcut completări. Nu știu de pe listele de vot. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate. Unanimitate de voturi. Mergem la punctul 14. Aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru doi chiriași din orașul Buș, inițiator domnul primar.
cunoașteți situația, dacă aveți de făcut completări la blocul, spunem la aprobare, cine este pentru? Cine cineva, potrivă? Unanimitate. Nu apreciez totul, nu zic o idee. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și al exercițiului bugetar pentru trimestrul 2018 al orașului București. Din bugetul local, domnul inițiator, domnul primar. Doamna Popa a prezentat. Nu știu că au mai fost nici completări din comisii, dacă la nivel de ședință ordinară se mai fac, mai face o completare. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Nu am invitat de vot, tot trece și punctul 15. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuș și modificarea programului de investiții ale Consiliului Local în anul 2018. La fel, discutat pe comisii, prezentat de doamna directoare, dacă mai aveți de vreun completări. Dacă nu, supuneți pe aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Te-am iertat de lista acum, dar o să trebuiască să o faceți publică, domnul viceprimar. Pentru că în preambulul hotărârii se menționează existența raportului întocmit de către dumneavoastră. Probabil că în acel raport, dumneavoastră făceați, nu-i figurează în... Nu, a fost atașat la... Probabil că în acel raport, dumneavoastră ați făcut un inventar al mobilierului deja existent, ne-ați fi informat când a fost ultima achiziție, ce s-a întâmplat cu ele între timp, da? Ce aveți de gând să achiziționați, că totuși sunt mai 400 de milioane, da? 40.000 de lei, da? Eu am spus-o și în ședința din Comisie Economică, este necesar să insistăm pe implementarea acelui proiect care prevede monitorizarea video a acestor locuri, întrucât investim bani de pomană în aceste parcuri, da? Nu vor rezista mult timp. Românul ingeniu, ăsta are inițiativă, își iau scândul, o duce acasă, mai bea o bere, mai se duce cu capul în mobilierul ăla și așa mai departe. Deci dumneavoastră trebuia să le informați toate aspectele. Dar 400 de milioane e o sumă care sperăm ca la generozitatea aceasta afișată să ne bucură cu mobilier pe măsură. Okay. Dacă vreți, vă prezint mai tardi. Atunci o să prezint o listă. Da. Data viitoare. Da. Da. Mesiu. Bine. Aș vrea să fac o mențiune, domnul președinte, dacă îmi permiteți. Mă rog. În vina domnului primar, când a apărut la dumneavoastră referatul, e vina celor care au făcut transmisia către dumneavoastră. Da. Atâta. Oricum e vorba de bucătăria dumneavoastră, că săracii consilieri nu sunt cei care... Da, dumneavoastră ați spus la revoare un mic necaz, acolo că l-aveți ascuns. Suntem la punctul 17, da? Proiect de hotărâre privind aprobarea cuvântului de execuție și al exercițiului bugetar pentru 2018 a școlii gimnaziale Mihai Eminescu, din bugetul local și activității autofinanțare, inițiatorul domnul primar în orașul Buhuș. Discutat pe comisii, dacă mai sunt de făcut complete. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? În unanimitate de voturi, a trecut și punctul 18. Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuvântului de execuție și alegerii bugetar, Colegiul Tehnic Ion Vocea, inițiator, domnul primar al orașului Buhuș. Cine este pentru sau dacă avem de făcut obiecțiuni prima dată? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Și împotrivă? Se abține cineva? Și nu am unitate de votul, trece și punctul 19. Punctul 20. Rectificarea bugetului Colegiului Tehnic Ion Borcea. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Aici și avem punctul 21, poate un pic mai complex, dacă știu că s-a discutat pe fiecare comisie. Punctul 21 cere
aprobarea contului de execuție și a exercițiului bugetar pe trimestrul 1-2018 al Spitalului Orășenesc București. S-au prezentat, după câte știu, datele în comisii, dacă la nivel de ședință ordinară mai are cineva de completări. Ascultăm, domnul Apostol. Execuția bugetară arată bine. Da. La nivelul supraalocate este bine mulțumit. Conducerea acolo și-a administrat fondul în așa fel încât să ducă activitatea la nivelul de județ. Dar am văzut ce viteză am citit mereu. Mulți dintre noi de aici, numai cât nu ne pupăm în fața statuii la Casa Cultură, ce bine e la spital. Domnilor, eu ce mă privește și-am lăptat în asta mă strămâne la altă. Calitatea serviciului medical la Spitalul Buș, ca de altfel, numai Spitalul Buș, și în spitalele de stat județene, la nivel județ și la nivel țară, este dezastroasă. Medicii au venit salarii, asistenții, asistentele, asta nu e problemă care trebuie să fie discutată, nu e discutabilă. Dar ca să aloci pentru un pat pe zi bolnav, 2 lei și 20 de bani pentru medicamente, materiale sanitare, reactive, dezinfectanți, unii care tratează actul de a serviciului care, de care beneficia de bolnavii. Eu ridic acest problem pentru a nu ne învăța cu adeasă, să ne bucurăm și să zicem, domnule, ce bine cu sănătate. Pe noi interesează aceste servicii la nivelul Spitalului Buș. Haideți să facem un demers, domnul primar, să facem memorii la Ministerul Sănătății, la toate instituțiile, încât să tragem o semnă de alarmă. Chiar dacă se știe, că am înțeles că am intrat așa într-o stare în asta, prin care ne mulțumim că sistemul din sănătate este subfinanțat. Este, ne subfinanțat. Dar nu se poate noi să ne mulțumim cu această stare. Toți cetățenii Buș, cei care deservesc spitalul în localitățile într-o dată vecine, 15-20% reușesc să-și procure medicația pe care o stabilește medicul curant. Și a care ei se întrebări să-și amelioreze starea sănătate. Dar diferența sunt oameni fără venituri, sau venituri foarte mici, nu pot să-și facă tratamentul complet. Deci, asta este aspectul, nu putem sta așa măcar, să ne facem datoria să stricăm. Că la un moment dat știi ce spune cineva, mai așa, păi n-a spus nimic, n-a sensizat. Cum acum, mergeți? Mergeți în spital și vedeți cum bolnavii, pacienții cumpără medicamente. Se păzesc noptierile cu medicamente, păzesc cu alții, îi frică să iese din spital, din camere, pentru că se zic, vezi, uite cu ochii și la noptiera mea, pentru că eu să nu furi ceva medicamentele. Dacă faci sau să problema, că cerem contul spitalului să le facă un necesar de medicamente, nu necesar, o situație a medicamentelor prescrise pe fișe de către medici, să vedem la ce valoare, ce cazuri valoare și față de ce au raport în buget, să vezi diferențele. Că restul procur oamenii. Asta este aspectul care trebuie avut în vedere. Bugetul este bun, da, într-adevăr, dar ce folos dacă am dat la medici salarii foarte mari, mari, suficient, dacă ei n-au cu ce? Nu pot face tratamente adecvate prescrise. Ei îi prescriu că sunt profesioniști, îi prescriu medicamentul care crede că e necesar la afecțiunea bolnavului. Da. Da. Mulțumim, domnule Apostol, dacă domnul consilier a ridicat o problemă cu caracter general, pornind de la situația de la Spitalul Orașului Buș. Dar vreau să vă informez că nu chiar stăm din Basibir, în sensul că la ora actuală am comandat un audit la Spitalul Orașului Buș, un audit care este în desfășurare. Și, ca urmare a celor spuse de dumneavoastră, recunosc că o să dau temă expresă vis-a-vis de quantumul sumelor cheltuite pe medicamente.
și eventual în momentul în care este finalizat acel audit să fac și o informare strict pe Spitalul Orășenesc Bocuși, pentru că noi, pe noi asta ne interesează. Mulțumesc. Da, mergem mai departe. Deci punctul 21 noi l-am aprobat. A făcut doar o obiecție domnul Apostol. Mergem la punctul 22. Proiect de hotărâre prin rectificarea bugetului și modificarea listei obiectelor de investiții la Spitalul Orășenesc Bocuși pe 2018. A fost discutat pe comisie, s-au prezentat părțile economice, dacă mai aveți de cu o completare. Dacă nu au vreo consilieri. Tot în spiritul celor discutate înainte, sunt două aspecte vis-a-vis de calitatea actului medical, chiar trei aspecte, odată modul cum asigurăm condițiile în paranteză hoteliere și din acest punct de vedere Spitalul Orășenesc ne putem pupa în piața Independenței, stăm bine, chiar este un exemplu pe țară. Doi, activitatea cadrelor medicale, deci activitatea factorului uman și modul în care se comportă acest raport cu pacienții și cheltuielile pe care le facem de fiecare pacient zilnic și trei, dotarea cu tehnică și aparatură medicală. În spiritul vis-a-vis de acest al treilea punct, se supune aprobării dumneavoastră această rectificare bugetară, pentru că știți că deja noi am aprobat o cofinanțare de 10% pentru un acord cadru cu Ministerul Sănătății pentru o finanțare substanțială de 56.000 de lei. Iar în acum 3 săptămâni am mai primit de la Ministerul Sănătății încă o repartiție de 1.000.000 de lei, tot pentru dotarea cu aparatură medicală. Poftim? Sigur, da. Deci, unde trebuie să pedalăm și să accelerăm, să apăsăm pedala, este pe activitatea cadrelor medicale, în care se achită de obligațiile pe care le au și modul în care reușim prin bugetul spitalului să asigurăm condiții mai bune pentru pacienți. Da. Mi-aș permite să vă rog să ne aprobați să discutăm punctul 26, ultimul supliment, înainte de punctele 23, 24 și 25, să discutăm punctul 26, dacă sunteți de acord. Cine este de acord? Potrivă? Ce s-a întâmplat? 22 nu l-am supus. Ce scuze, dacă n-am supus la locul punctul 22. Da, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Am cerut, deci mă repet, am cerut ca să punem în discuție punctul 26 legat de închirierea suprafeței de 26 de hectare înaintea punctelor 23, 24 și 25. Mă repet, cine este de acord pentru sau cu cine? Da? Dacă sunteți de acord și dacă aveți de făcut obiecțiuni legate de punctul 26, asta cu suprafața pășunii. Eu atât doresc să fac propunerea pentru anul viitor. Această acțiune să fie mult mai bine organizată și mai bine. Oamenii, crescătorii de animale, să fie înștiințați de către domnul Dămoc și domnul Sirgaș. Din păcate, anul acesta a mers cam rapid, așa, în ultimele zile. Știți când am primit ordin de la județ că pierdem subvențiile de la Ministerul Agriculturii și ar trebui oamenii să fie înștiințați, să participe, care doresc la licitație, să dea eventual și pe postul local și fiind convocați de către cei din compartimentul primăriei, să nu mai existe nemulțumit de rând cu crescătorilor de animale. Din fericire, avem foarte mulți cetățeni care cresc un număr important de animale și bovinii și
și bine să-i sprijinim, dar totul să fie făcut din vreme, calitativ și să fie toată lumea mulțumită. Mulțumim, domnule Găugan. Dacă mai avem o... Dacă mai aveți ceva, președinte, aș vrea să lămăresc un pic. Nu noi ne-am mișcat lent, domnul consilier, nu primăria s-a mișcat lent. În februarie a apărut o ordonanță de guvern care permitea închirierea directă către crescătorii de animale în scopul de a-și încasa subvenția de la APIA. Și de ce această închiriere directă? Pentru că până acum exista o lege care spunea că nu, ce există este în vigoare, nu se poate concesiona o pășune până nu este făcut amenajamentul pastoral și studiul pedologic. Întocmirea amenajamentului pastoral și a studiului pedologic durează foarte mult și nu depinde de noi, să știți, depinde tot de Camera Agricolă din Bacău și atunci, ca să nu încurcăm, să nu fie încurcați crescătorii de animale, s-a făcut o excepție și s-a dat această hotărâre de guvern, la care noi am achiesat imediat pe baza cererilor de la crescătorii de animale pentru suprafețele de pășuni care erau libere. Am dat o hotărâre pe 12, dacă mi-aduc bine aminte, pentru că pe data de 15 era ultimul termen de depunere la APIA a hotărârilor de Consiliu și a documentației pentru obținerea subvenției. APIA a suplimentat acest termen cu penalități pentru cei care încă mai pot să vină, iar noi ne aflăm în situația unei asemenea caz, în care mai avem o cerere, am avut suprafața liberă de 26 de hectare, noi nu vrem să încurcăm crescătorii de animale, așa că v-am supus atenție dumneavoastră la acest proiect de hotărâre. Mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim. Dacă mai sunt și alte obiecțiuni, dacă nu, se supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, în unanimitate, trece și punctul 26. Trecem la punctul 23. Dacă l-ați citit, cunoașteți rapoartele de activitate ale colegilor. Nu știu dacă aveți de făcut vreo obiecțiune la punctul 23. Supunem spre aprobare. Punctul 24. L-ați citit? Vă mulțumim pentru. Punctul 24. Diverse. Dacă aveți probleme diverse, că mă rog spuneți. Diverse cât mai mult. Domnul primar, poftiți. Diverse cât mai mult, așa cum vreau să vă informez eu pe dumneavoastră, nu ne dorim niciodată. În sensul că am primit o notificare din partea operatorului de salubritate că începând cu data de 1 iunie, adică de mâine, își suspendă activitatea de salubritate pe raza orașului București. De mâine. Gimdani. Dar, mă scuzați un pic, vă întrerup, clauza de contract le-a permis să fac o asemenea întrerupare? Noi l-am notificat și am adus aminte că i-am amintit clauzele contractuale care spun că suspendarea unilaterală sau rezilierea contractului, în aceste două cazuri, el are obligativitatea să-și continue activitatea cel mult de 90 de zile. Am vrut să vă informez despre această situație pentru că s-ar putea ca în primele zile de săptămâna următoare să avem o ședință în care să vin cu un proiect de hotărâre pentru rezolvarea acestei situații, dacă nu apare vreo modificare din partea operatorului. 2. S-ar putea să apară o situație de urgență vis-a-vis de activitate de salubritate, deci noi trebuie să ne mișcăm foarte repede. De asemenea, vă informez că ne-a acționat și în instanță. N-am primit încă documentele de la instanță. De 17 mai am primit. De 17 mai am primit notificarea. Noi am răspuns imediat și i-am amintit clauzele contractuale care îl obligă să-și continue activitatea, pentru că nu-i caz de forță majoră. Numai cazul de forță majoră l-ar fi exonerat de obligațiile pe care le are. Și s-ar putea ca luni sau marți să avem o ședință extraordinară în care să venim să... Nu avem cum luni sau marți.
Noi vom lucra săptămâna, zilele astea, miercuri cel târziu, pentru că nu ne putem permite să, nu ne putem permite să neglijăm așa ceva, pentru că din punct de vedere sanitar poate să devină o problemă foarte gravă, care o să dați tot ce ați. Da. Dacă mai aveți... Da. Motivul, da. Motivul este că noi... O solicitat modificarea tarifului la... valorii serviciului. A valorii serviciului. Da, avem un contract... De la valoarea contractului, cum este prevăzut în contract, este o valoare, el a solicitat tarif. În contractul nostru, prețul este pe total activitate. Dumnealui a solicitat tarif. Tarif, adică pentru maturat, pentru colectat transport, pentru colectat deșeuri din construcții, pentru spații drăși și așa mai departe. Ei, legea nu ne permite așa ceva. Noi suntem constrânși de lege, nu că nu vrem să facem. Într-un fel, dumnealui are dreptate vis-a-vis de cuantumul de valoare a acestui serviciu. Are dreptate, noi înțelegem, gândiți-vă că de 2006, când s-a făcut contractarea și că ai trebuit să facem până în 2018, ce salariu era atunci, ce salarii sunt acum, numai dacă punem în calcul salariile, nu mai vorbim de celelalte cheltuieli care au crescut, dar suntem constrânși de lege, niște lacune în contract care nu ne pot permite așa ceva. Așa că s-ar putea, având în vedere că e a doua notificare care de pe 17 și ieri am mai primit una, să luăm și încă ceva, licența dumneavoastră expiră pe 30 iunie, nu știu dacă mai are timp să o actualizeze, deci într-o luni de zile expiră și licența, s-ar putea să apelăm la o achiziție de servicii de urgență până la apariția hotărârii judecătorești. ADIS-ul nu ne poate prelua, pentru că noi am complicat cu ADIS-ul vis-a-vis de această situație, nu ne poate prelua pentru că au un contract bătut în cuie vis-a-vis de cantitate de deșeuri și localitățile care sunt arondate la Rompres. Așa că noi avem o mare problemă pe care vom încerca să îi găsim o soluție pentru a continua activitatea de salubritate. Dumnealui ne forțează vis-a-vis de încasarea unor sume de bani sau de mărirea tarifului. Vreau să vă informez că această mărire de tarif se face conform prevederilor contractuale la cererea dumnealui cu o justificare tehnico-economică. Dumnealui ne notifică, dar și ne face o justificare, ne trimite o listă cu cheltuiele din care rezultă o valoare pe care o dorește. Nu așa. Noi am avut discuții și față în față. Cred că stă mai rău la capitolul sau este sfătuit nu prea bine, pentru că noi i-am spus și cum trebuie să facă. Să vină dumnealui cu fundamentare, să spună cum și de ce și cât. Nu putem să... Mie îmi pare rău că am ajuns în situația asta. Noi nu putem încălca legea la nivelul primăriei. Iar el vrea bani pe care nu prea reușește să îi justifice. Da. Vă rog, cred că este un subiect pe care trebuie să-l discutăm și am vrut să neapărat să vă informez. Și așa, ședința n-a fost naținută așa de mult, vă rog să mai aveți să-l dar un pic. Vă rog. Domnul primar și domnul vice, am înțeles că ați găsit soluția cu îmbunătățirea iluminatului public. Ați găsit o societate. Nu vreți să vorbim despre salubritate, tare mă interesează. Este cum este numele ăsta? Hai, deci eu nu vorbim de iluminatul public, da. Eu am spus că am găsit o soluție și pe asta, dar... Să începeți cu... Dacă aveți cineva de făcut completări la cele spuse de domnul primar... Nu completări, pentru că eu v-am prezentat o situație aparte bruscă.
Deci nici măcar n-am primit acțiunea să vedem exact ce dorește dumneavoastră. Obligația de a face pe contencios administrativ. Probabil să ne oblige să-i transformăm în tarif, eu așa bănuiesc, da. Noi nu putem face prehotărâre de Consiliul Transformare în tarif. Mai are alte probleme legate de activități diverse. Eu vrând nevrând pentru faptul că nu știam că o să conduc ședința astăzi, aveam două puncte micuțe, aș putea să vă rețin atenția pe ele, să le considerăm importante. Unul legat de poliția comunitară, mi-a rămas așa un pic atârnat de vedere la depunerea coroanelor, costumația unor salariați în cadrul compartimentului poliției comunitare, prin faptul că erau îmbrăcate, de exemplu, femeile în blugi, vreo două femei care le-am văzut acolo, care strică, după părerea mea. S-au simt grăfate. Doamna Adin, dar nu este. Pare rău, dar nu avem așa ce. Nu avem multe de la poliția comunitară. Nu avem. Și grăfate. Polițiștii de la... Care făceau la centru. Este însărcinată. Și n-a participat la depunerea de coroane. Dar ce polițiști ați avut în centru care a făcut ordine și a pregătit șeful serviciului, domnul Brisco Lucian, care avea ținută cu șirea și o doamnă. Nu era de la poliția mâna. Înseamnă că era din acela. A avut o singură persoană, doamna Petruța, care este însărcinată și n-a participat. Nu am văzut îmbrăcată în blugi și vreau să rog că să aibă. Pe cine? Pe cine ați văzut? O doamnă care era cu o doamnă, era mai multe doamnă. O doamnă îmbrăcată polițistă cu blugi. Ce ar fi să ne îmbrăcăm toți în blugi? Nu, aveți dreptate, dacă eu așa e sport. A fost un eveniment deosebit și una dintre polițistele care au fost acolo, cât de la poliția comunitară, cât de la poliția locală, costumația era necorespunzătoare. Pe lângă haina de sus, purta pe dedesubt sau la vedere, acolo cu niște blugi foarte necorespunzători, după părerea mea. A doua chestiune, legată de prelungirea tineretului, strada prelungirea tineretului, un grup de oameni de acolo au sesizat, m-au întâlnit iar astăzi stricând prin zonă, s-au făcut niște lucrări privind șanțuri, care au început din capătul de la Lescana și s-au finalizat undeva prin dreptul, nu știu, lucrării case, iar de acolo spre oraș au rămas neconstruite șanțurile și chiar intrările în curții. Dați-mi voie să vă numărez. Aș vrea să remontați. Unu. Nu avem strada prelungirea tineretului. E tineret. Avem o singură stradă tineretului pe care s-au executat lucrări pe două tronsoare. Unul de la intersecția cu Mihai Cinescu Băioagă până la ieșirea din oraș și doi, prin surse financiare proprii din împrumut, și doi care ieșesc din oraș până la intersecția cu Lețcana, sunt două finanțate de PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală. Sunt două proiecte total diferite, unul făcut de Primăria Băcuș, unul întocmit tot de Primăria Băcuș, dar finanțat prin PNDL. În primul proiect nu sunt prevăzute șanțuri periate din beton, ci șanțuri din pământ, ceea ce se întâmplă, iar pe proiectul al doilea sunt prevăzute șanțuri periate din beton. Noi am respectat proiectul și ne-am încadrat în cheltuieli, așa cum este normal să facem. Acum, nu știu, eu nu pot eu mai credeam acum că îmi spuneți despre avaria care a avut loc la conducta de apă și în urma lucrărilor de crab, n-au mai dus și au făcut treaba ca lumea și au apărut o surpare, o tasare. Vis-a-vis de cele două proiecte, eu am avut discuții cu cetățenii despre tineretului de foarte multe ori. Sunt două proiecte, pe două tronsoane de drum. Unul are prevăzut șanț periat din pământ, unul șanț periat din beton. Noi am respectat proiectul. Totuși, susțin cauza lor, gândind la faptul că cele periate beton, cum spuneți dumneavoastră, da, sunt la zona de la ieșire din oraș, iar cele periate pământ sunt în interiorul orașului. Așa este, da. E un pic cam nepotrivit, deci de-aia am și prezentat ideea. Așa este. Proiectul făcut în 2014, iar unul în 2015, eu l-am preluat, l-am făcut ca tare. Putem, domnul consilier, eu înțeleg și nemulțumirea cetățenilor și aceeași situație este pe casă de apă.
șanțurile sunt din pământ. Putem prevedea la anul, pentru că nici mie nu-mi place să crească buruieni pe fundul șanțului și pe malul șanțului. Putem prevedea la anul o lucrare făcută din fonduri proprii în care să executăm șanțul din beton. Cum avem acum pe Bodești, avem șanțuri tăiate din beton și rigole carosabile din beton, parțial, pentru că nu le putem executa peste tot, așa putem să facem. Și domnule, atenție, dumneavoastră, am ridicat problema. Am respectat două părinte, să știți. Da, e regulă. Dacă mai aveți vreo problemă, încă o problemă. Au fost făcute niște provisiuni pentru cetățenii de la Marginea, drumul care vine de la Marginea spre Cinerecului, știți că a fost dat și pe Facebook, îi plăpăceți, că acolo nu se poate ceva și te ricoci pentru cei care sunt cu lăbă. Domnul Cusă, dacă este terminat, asta e un dat. Deci, după cum v-am informat, cred că de mie noi, aproape în fiecare ședință, v-am informat că am întocmit proiecte de reabilitare a tuturor străzilor din orașul Buhuș, inclusiv strada Marginea, strada Marginea de aici, de la stadion, până sus, în sat și în sat. Da? N-am obținut încă finanțare pe acest proiect cu cele 32 de străzi, eu mai am speranță. 2. Am făcut o investigație în teren împreună cu domnul inginer Boboc și cu domnul proiectant Popoțanu, care a făcut și proiectele. Acolo, la Marginea, dacă vrem să facem numai strada Marginea, trebuie să fac efectiv un proiect separat, să asigur o finanțare separată, pentru că acolo e o bulibășeală vis-a-vis de căierii de acces, care au fost stricate atât de precipitații, de ploi care au făcut păcașii, cât și de cei de proprietarii de terenuri agricole care au intrat cu mașini agricole și pe stânga și pe dreapta. Acum avem trei drumuri și o râpă, simultan, unul lângă altul. Unul pe stânga, unul pe dreapta și un făgaș pe centru. Ca să rezolv numai problema aia, costurile sunt foarte mari și atunci o să trebuiască să fac un proiect separat numai pe chestia aia și eventual ca să rezolv numai strada Marginea din oraș, nu aia de sus. Suntem la momentul în care mai aștept pentru finanțare. Poftim? Să niveleze, că nu merge. Trebuie un buldozer. Acum facem achiziția de utilaje pentru lucrări. Un buldozer excavator sau grederul, nici nu se pune problema. Trebuie un buldozer pe șenile, cu putere mare, ca să sape acolo, să nivelăm, să facem o balastare și o compactare a drumului cât de cât se poate să fie funcțional. Pe greder, numai pe porțiunea de la stadion până la ultima casă. Dar de la ultima casă încolo, ca să fac legătura cu drumul care duce la Marginea, îmi trebuie și bani mulți și utilaj. Domnul consilier, vă mulțumim pentru atunci. Mai are domnul Cusă. Mai are domnul Cusă. Azi promis Gheorghe Dozan și Siletul. Tot la fel. Deci vă foarte greu. Sunt eu. Deci și aceea problemă. Foarte mulți am muncitori ca mine care vorbesc în Codișa, în noaptea și ziua sunt deranjați de stolul de ciori. O, Leo, dacă ați știi ce fac, au mâncat polistirenul. Domnul primar, dați-mi voi să răspund eu la întrebarea asta. Având în vedere că punctul diverse este o condică a sugestiilor și reclamațiilor, propun ca cei care au aceste amendamente, să le spun, să vină cu o altă listă de proiecte de hotărâri în care se ceară să rezolvi problema ciorilor, problema drumurilor, pentru că altfel, de exemplu, eu consider că în calitate de consilier mi-a făcut datoria votând proiectele de hotărâri pe listă. Și nu vreau să fiu în parte la dezbaterea unor aspecte de pe condica de sugestii și reclamații, ca la restaurant. Mulțumesc! La revedere! Da, mi-am votat, mi-am votat. Dacă sunteți amabili, domnul Spătaru, aveți un pic de răbdare să fim politicoși și fiecare. Cine dorește să retragă, dacă consideră? Dați-mi voi, cei care au mai spus o altă ședință, cei care nu pot să stau de diverse, dați-mi voi să plece. Da, ca să nu fac obiectul urmă, să nu fac obiectul urmă.
maxim mai aveau probleme. Uite, acum apare o dacă mai avem o problemă legată de diverse. Mai avem o problemă legată de diverse sau nu mai atât? Se ia specifică, domnul spătar. Eu aș mai întreba, domnul primar, ce stat de neaflăm, că în mutare aștept bună săptămâna. Nu am ocazie pe care ați făcut-o, la ce nu suntem la inițierea amenajării. Inițiat lucrările de amenajare. Cred că în două luni de zile. Pentru că fac acum achiziții de utilaje, de balastru și de ce mai avem nevoie, ca să pot să mă apuc lucru. Achiziția de utilaje s-ar putea să fie gata într-o săptămână maxim. Inclusiv pentru strada marginea și pentru ce mai avem gredere și utilaje pentru situații de urgență. Pentru că știți foarte bine, noi nu avem nimic. Și vreau să nu mai avem fără pe PNL de două. Și de la mine, dacă la trotuare sunt la dreapta. Sunt foarte vulnerabile pentru cei care trec acolo cu cărcioare cu copii, pentru cărcioare cu handicap, cu bochea și astăzi pe cineva, care merge pur și simplu pe stradă, cu ce este nevoit. Nu poate să știți pe trotuare. Ce să obținuiați până când veți pe trotuare și să trezi problema? Poate fi prea îngustul, că sunt niște construcții pe acolo care... Asta este soluția. Nu, asta este soluția. Domnul Cimar, nu asta este soluția. De ce doar sunt de lucrurile? Domnul consilier, cred că de la un an de zile mă tot auziți și am spus-o și acum 5 minute, dar acum zicea că nu mă urmăriți. Și cu tot respect. Am zis că am proiecte pentru toate străzile, inclusiv Nicolae Bălcescu, inclusiv Marginea, inclusiv Decebal Traian și Câmpului și toate străzile. Nu am primit încă finanțare. Nu am primit finanțare. Nu puteți petici găbălarea de acolo cu ceva? Ba da. Ba da. Dacă vă place peticiala, o să fac cu peticiala. Atunci așa se meargă pe cel cu cărcioare cu halica. Dacă cineva mai are vreo problemă, dacă nu, vă mulțumim pentru participare și o zi bună. Mulțumim.